Mă simt atrasă de această operă. O simt vie, mie foarte aproape, intimă aș spune, deoarece reușește să trezească în mine amintirile din copilărie. Se află într-un muzeu, într-un spațiu și o epocă total diversă, dar reușește să răscolească în mine amintirile din copilărie. Se află într-un muzeu și într-un spațiu total divers, dar e ca și cum ar face parte din amintirile mele de copil. Reușește să trezească în mine toate cele cinci sensuri, trosnitul lemnelor care ard, parfumul aromatic al smoalei topite, culoarea neagră, lucidă, seducătoare, și apoi gustul. Gustul pe care îl simt și acum, al smoalei aromatice care venea, care era luată, frantumată, îndată ce venea frantumată din forma cilindrică, rotundă, pentru a fi topită. Pentru noi copiii era, întoarcerea de la școală era o mare fericire, pentru că ne întâlneam prietenii noștri și poate și alți noi copii, poate acei copii al acelor părinți care erau acolo să lucreze smoala. Se trăia într-o atmosferă de ajutor reciproc, unde astăzi vecinii noștri îi ajutau pe părinții, bunicii și unchii mei. Mâine erau ai mei care îi ajutau pe vecini. Toți trăiau ca într-o mare familie. Senzația este puternică. Un flashback tare pe care, cu trecerea timpului, nu va reuși să-l șteargă niciodată.